înțeles că viața poate fi dulce și în Moldova dacă muncești cu pasiune. Este lecția pe care a învățat-o un tânăr apicultor din satul Costești, raionul Ialoveni. După ce s-a aventurat prin America, Nicanor Negru a înțeles că norocul său este doar acasă, mai exact în grădina cu stupi. Deci am început activitatea cu apicultură în anul 2014. În primăvară am procurat 100 de familii de albine și an de an am reușit să atingem cifra de chiar și de 700 de familii. Nicanor a investit în mica sa afacere peste 100.000 de euro. Nu au fost doar banii proprii, a absorbit tot ce a fost posibil de la partenerii europeni. Dorința sa cea mare era să-și dezvolte afacerea și să exporte produsul său în Europa. Pentru aceasta și-a amenajat întâi de toate o secție de procesare și ambalare cu toată tehnica necesară și s-a asociat cu alți producători din țară. Iar în 2016, 2 ani mai târziu, exporta prima încărcătură în Europa. Nu cunoșteam ce trebuie să faci, unde trebuie să mergi, care acte trebuie să le obții, ce certificate. Și deci până am exportat primul camion, știu că camionul a stat 2 zile la noi la depozit până a plecat. Povestește acum Nicanor, mândru de reușitele sale. Până la moment am exportat miere doar la butoi, dar cu toții cunoaștem și știm că orice produs care are o valoare adăugată sau orice produs final care stă la raft, deci are un preț mai mare și desigur putem să ne bucurăm și de un profit mai înalt. Anul trecut, de exemplu, a exportat în Europa în jur de 500 de tone de miere și nu are de gând să se oprească. Deci aici avem pregătite deja 2 loturi destinate către export. Urmează să plece fie în România, fie în Germania. Deja totul depinde de prețul care îl vom negocia cu clienții noștri. Și pentru ca afacerea să-i meargă ca pe roate, apicultorul a participat recent la un alt proiect de la care a primit în dar 80 de stupi verticali. Nicanor spune că apicultorii profesioniști lucrează de mult cu astfel de stupi, deoarece au o productivitate mai mare comparativ cu cei orizontali. Scopul nostru pentru anul 2018-2019 este de a produce și a certifica presaca ca fiind bio. Și sperăm ca după perioada de conversie, în anul 2019, să obținem această certificare. Asta ne va da posibilitatea de a vinde produsele mult mai ușor și la un preț mai mare. În Republica Moldova activează aproximativ 6.000 de apicultori care gestionează peste 200.000 de familii de albine. Anul trecut, Moldova a produs aproximativ 5.000 de tone de miere. 85% din această cantitate a ajuns pe piața UE, în special în România, Italia, Franța, Germania și Spania.